Mai departe cu o situație halucinantă în județul Constanța, deși mai sunt câteva zile până la vacanța de iarnă, iar elevii defavorizați din județul Constanța nu au avut în această perioadă tablete pe care să învețe, le primesc acum de la guvern, asta în condițiile în care școala online se face de mult timp, iar primele device-uri au fost distribuite abia înainte de alegerile parlamentare. În total, aproape 6.000 de tablete vor fi distribuite elevilor care provin din familii cu venituri reduse din județ. Poți să scoți de acolo? Scoate-o! Certificatul lui de naștere, da? Dacă l-au, doamnă. Certificatul copilului de naștere. Certificatul de naștere. Hai că-i băiatul. Păi la mamă i-am făcut eu acum, dar nu contează. Ține. Nu, mamă. Mama Iuliana. Sunt imagini exclusive pe care ni le trimite Cătălina Buzoianu, corespondentul nostru din Constanța. Aș vrea să-l rog pe Iuri să rămânem cu aceste imagini pe ecran. Astăzi, Cătălina, bună ziua, îți mulțumesc că ești în direct cu noi. Astăzi, iată, înainte de Crăciun, probabil că guvernul s-a gândit să le facă o surpriză de sărbători acestor copii, ne luând în calcul faptul că au pierdut practic jumătate de an școlar, fără să aibă aceste device-uri de care aveau nevoie. Bun găsit, așa este. A fost o situație extrem de dificilă. Noi am fost astăzi din satul Piatra, care aparține de localitatea Mihail Cogălnicianu, și acolo sunt 70 de copii care au primit tablete, dar care până astăzi s-au descurcat așa cum au putut, cu telefoanele părinților, cei mai mulți dintre ei, care părinții erau nevoiți să plece la serviciu și atunci copiii rămâneau fără aceste dispozitive, destul de greu. Unii au fost nevoiți chiar să meargă la colegi să-și ia temele, pentru că nu le aveau nici acestea. Am fost la o familie care avea un singur telefon în familie, pe al mamei, care s-a stricat și copilul a fost nevoit să meargă să-și ia temele de la colegi, deși localitatea se află în carantină și iată, deplasările cumva sunt interzise. Chiar și așa, copilul a mers la colegi ca să-și ia temele. Așa cum spuneai și tu, este o situație ciudată pentru că au venit acum cu o săptămână și jumătate înainte de vacanță. În tot acest timp fiecare, vă spuneam, s-a descurcat așa cum a putut. Mai mult decât atât, din ianuarie, autoritățile au anunțat că elevii ar putea să se întoarcă în bănci și iată, aceste tablete nu ar mai avea de ce să fie folosite. Sigur, dacă se va rămâne la acel sistem mixt, jumătate acasă, jumătate online, atunci ele ar putea fi folosite în continuare până la sfârșitul anului, când le vor preda înapoi școlii de care aparțin copiii respectivi. La nivelul județului Constanța sunt 2600 de tablete care au ajuns deja și au fost distribuite. Urmează să ajungă și restul, pentru că este nevoie de 5689 de tablete, potrivit datelor pe care le-am primit de la Inspectoratul Județean din Constanța. Ele au fost verificate și dacă se vor defecta, atunci ele vor fi înlocuite. Cătălina, îți mulțumesc mult pentru aceste informații. Mergem mai departe, vedem care este bilanțul.